Aș vrea să discutăm despre departamentul pe care îl conduceți, departamentul pentru relația cu Republica Moldova. Este un departament nou înființat în guvernul condus de Florin Cîțu. Ce ne puteți spune despre acest departament și ce face mai exact pentru cei care ne privesc? Departamentul a fost înființat în guvernul Orban anul trecut. Eu am preluat departamentul în guvernul Cîțu și ceea ce a făcut în plus acest guvern a fost să-i dea departamentului personalitate juridică. Deci primul pas a fost făcut în guvernul Orban, acum a fost făcut încă un pas important în guvernul Cîțu, ceea ce demonstrează că ambele guverne liberale sau oferă o atenție sporită Republicii Moldova. Ceea ce facem noi la departament este să încurajăm și să facem proiecte care să ducă la apropierea dintre cele două țări și apropierea bazată pe cultură, istorie, spiritualitate, lucruri care ne limbă, lucruri care ne leagă pe noi ca țări. Deci avem proiecte proprii, avem proiecte pe care le finanțăm, finanțăm proiecte depuse de instituții media, de universități, de ONG-uri, de autorități locale, în sprijinul comunității de acolo și pentru întărirea comunității, cum spuneam, de limbă, cultură, istorie și spiritualitate. Deci noi nu facem proiecte de infrastructură, nu, doar în domeniul acesta. Am avut în primăvară sau la sfârșitul primăverii, am dat drumul primei sesiuni de finanțări pentru acest an. Din păcate, bugetul, ținând raportat la ce au fost cheltuiți anul trecut, când era o altă conducere, am primit un buget similar și nu a fost de ajuns sau nu e de ajuns pentru toate proiectele care au fost depuse. Au fost depuse 95 de proiecte în valoare totală de 20 de milioane de lei și bugetul nostru e undeva la 2 milioane de lei. Deci cam de 10 ori mai mult. Acum o săptămână am anunțat rezultatul evaluării. A fost o comisie de evaluare care a analizat toate proiectele. Acum astăzi se încheie și perioada de contestații și urmează săptămâna viitoare să semnăm contractele cu câștigătorii. Dar despre ce proiecte vorbim concret? Avem din cele care au câștigat anul acesta sau în această sesiune, pentru că noi sperăm și am avut discuții și cu premierul, ne dorim ca la rectificarea bugetară să mai primim niște bani pentru proiecte, pentru că cererea a fost foarte mare, au fost și multe proiecte bune. Din cele selectate anul în prima sesiune avem proiecte media, susținem instituții media din Republica Moldova, avem proiecte pe cultură, de exemplu expoziție de artă, avem și unul din proiecte este Zilele Filmului Românesc în Republica Moldova, avem proiecte cu Universitatea de Stat din Moldova. Deci unul din proiectele care sau două proiecte pe care le-au câștigat Universitatea de Stat din Moldova. Avem, cred că și un proiect cu o biserică, avem proiecte cu și pentru copii pe care să le cultivăm de mici. Tradițiile. Deci, cetățenii Republicii Moldova pot depune proiecte prin intermediul acestui departament? Și organizații din Republica Moldova, dar și din România care să desfășoare proiecte în Republica Moldova. Deci vorbim de organizații. Da, organizații, instituții și persoane fizice dacă îndeplinesc anumite criterii, dar nu a fost cazul. Am avut, cum spuneam, 95 de proiecte. Din păcate, unele nu. Și mi-aș dori ca acest mesaj să ajungă către cei care depun proiecte la departament. Noi încercăm și avem ca misiune tocmai acest lucru, întărirea comunității de limbă, cultură, tradiție, spiritualitate și istorie.
Noi nu avem nici bugetul necesar, de exemplu, să finanțăm proiecte de infrastructură. Chiar dacă ne-am dorit, dar să nu se înțeleagă greșit, România nu oferă doar banii aceștia Republicii Moldova. Acești bani, 2 milioane de lei pe care i-am avut în prima sesiune, sunt doar pentru aceste proiecte, dar să nu uităm că și anul trecut și anul acesta România a acordat foarte mulți bani Republicii Moldova în ajutoare umanitare, în vaccinuri, în 6.000 de tone de motorină. 6.000 de tone de motorină sunt 7 milioane de euro, aproximativ. România ajută constant Republica Moldova. Au fost unii care au fost nemulțumiți sau care ne-au atacat rezultatele în sensul că n-au fost mulțumiți că România nu face. România face. Departamentul are un scop anume, dar ajutoarele care vin din România pentru cetățenii Republicii Moldova sunt foarte multe. Mai avem înfrățirile care sunt între localitățile din România și Republica Moldova, de unde la fel foarte mulți bani merg în fiecare an către comunități locale din Republica Moldova pentru diferite proiecte. Deci sunt foarte mulți bani, dacă e să tragem linie, care merg anual în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova. De aceea noi aici la departament avem o altă misiune. Nu nici de caritate, nici de infrastructură, strict pe acest domeniu, pentru că vrem să facem mai vizibilă această conexiune dintre noi și să facem mai vizibilă și să facem mai vizibil și suportul pe care România îl oferă Republicii Moldova. Și anul acesta am vorbit cu colegii mei din departament să ne axăm pe proiecte care au un impact major, chiar dacă banii nu sunt mulți, dar care au un impact major și care ajung la tot mai mulți oameni, la cât mai mulți oameni. Și ne-am axat fix pe acest lucru. Au fost în alți ani multe proiecte care au venit și sau multe organizații care au depus proiecte și anul acesta, dar noi am analizat în primul rând impact pe lângă criterii de eligibilitate, pentru că trebuia să împărțim 2 milioane la 100 de cereri. Am încercat să selectăm acele proiecte care au un impact major și o vizibilitate mare. Adică ne-am gândit strict matematic, un euro pe care îl dăm într-un proiect, la câți oameni ajunge. Și așa am ajuns într-un final să finanțăm aceste 19 proiecte, cred că sunt în acesta. Din păcate au fost și unele proiecte bune, sau idei bune, dar proiectele au fost scrise greșit și mi pare foarte rău și am primit unele contestații, dar noi avem o lege după care ne coordonăm, există curtea de conturi, nu putem, oricât de mult am aprecia o idee, dacă proiectul nu a fost scris corespunzător, noi nu putem să-l finanțăm. Deci nu poate fi retrimis într-o altă formă. Se pot face completări, dar sunt unele criterii de eligibilitate care nu așa cum l-ai trimis, așa nu pot fi completate. Fi. Sau dacă nu au fost care n-aveau un obiect de activitate al organizației, ceea ce voiau să facă un proiect. La fel, nu putem să acceptăm sau să închidem ochii la lucrurile acestea, pentru că, la urma urmei, unde e legea, nu-i tocmeala. Dar se stabilește, presupun că de la început, câți bani se alocă pe un anumit proiect, nu? Se face un anunț sau cum? Nu avem o limită pe proiect. Un proiect poate să fie de la 10 euro și până la 400.000 de euro, cât e tot proiectul. Înțeles, am primit și cereri de proiecte care erau de 5 milioane de lei, de 2 ori și jumătate bugetul. El nu există o limită, dar încercăm să vedem banii pe care îi acordăm, pentru că una e un proiect, de exemplu, vă ziceam acesta cu zilele filmului românesc, care merg în mai multe localități din Republica Moldova și au foarte mult mai mulți vizualizări. Alta e o sală de clasă care vor să schimb parchetul sau tavanul și unde învață 20 de copii. Înțeleg că
e nevoie și necesită, dar multe, nu, da. Nu acesta este scopul departamentului. Și la fel înțeleg că fiecare consideră că proiectul său e cel mai bun și cel mai important și cel mai vital, dar noi trebuie să privim cu un ochi obiectiv când facem aceste evaluări, pentru că la rândul nostru trebuie să răspundem în fața autorităților, a legii. Nu aducem bani de acasă, sunt banii din bugetul statului, sunt banii poporului român pe care noi trebuie să-i gestionăm totuși cu înțelepciune. Ați spus că ați discutat cu premierul Florin Cîțu pentru a aloca o sumă mai mare pentru departament, pentru acest departament. La ce sumă ați discutat? Sau? N-am discutat concret, am avut două discuții cu domnia sa pe această temă și l-am rugat ca la rectificarea bugetară să ne mai acorde în funcție de buget și de posibilități bani suplimentari pentru proiecte. Va trebui să fim și foarte atenți pentru că nu este un buget multianual și atunci să fim siguri că banii pe care îi primim la rectificare reușim să-i cheltuim până la sfârșitul anului. Acum depinde și când va fi rectificarea. Dacă va fi în august, atunci am putea să solicităm o sumă mai mare pentru că vom avea timp să implementăm. Dacă va fi în octombrie, atunci, clar, o sumă mai mică. Dar domnia sa mi-a promis că ia în considerare lucrul acesta. În acest moment, cât a mai rămas din fondul alocat pentru departament? Păi, noi am avut, cum spuneam, 2 milioane de lei. Proiectele care au fost declarate câștigătoare însumează, cred că, 1.700.000. Și am păstrat o sumă de 200.000, o 10% oricum se duc la buget, este o reglementare, nu prea mă pricep și se eliberează mai târziu, nu am putut să-i angajăm. Dar zicem că ne-au rămas undeva la 250.000 de lei pe care noi vrem să îi folosim pentru proiecte proprii. Pentru că noi putem derula și proiecte proprii și am așteptat să se termine sesiunea de finanțare, să vedem exact proiectele pe care o să le finanțăm și în funcție de banii pe care ne-au rămas avem câteva idei de proiecte proprii sau în colaborare cu alte instituții, cu alte organizații.